Eu în genere niciodată n-am vrut să plec. Nu știu, eu sper că la copiii mei să fie mai bine. Gleb, tebe ajutam lucru? Plecăm în Moscova. Știți, cu cât mai mult ai, cu atât mai vrei, mai mult vrei. Asta e despre noi. Asta e, cred că, cea mai mare problemă. Pentru că nimeni n-are bani și nimeni nu vrea să investească. Chiar așa care au bani, ei n-a să investească în Moldova. De ce? Ei nu văd viitor în țara asta. Și asta nu numai moșeniu, în genere, prietenii mei toți, foarte puțin care rămân acasă, verișori, toți pleacă. Și asta e Chișinău, asta nu-i, nu, toți în Europa. Nu. Da. Noi venim, adică mai ajutăm aici. Și amuia chiar am rămas pe un an, pentru că noi câțiva ani în genere n-am locuit în țară. Fiecare dă mult câte 15 kg. Sară, dimineața, sau... dimineața. Și vindeți laptele sau faceți în mapă? Ia, da, cu brânză. Păi, Buzea, spune că e ieftin, ei, degeaba. La noi e ieftin, îl dăm degeaba, nu mă să zic că ducem laptele. Laptele gras, frumos. Dacă e gras laptele, îți plătești atât, dar dacă e slab, îți plătești. Cât pentru gras și cât pentru slab? Da, eu de anul ăsta n-am dus. Și cu brânză și faci? Ia că mă iau pe mahla, mă vin din sat și mai cumpără, da. 25, 28. Punctul de colectare mi se pare că e ceva important pentru moșani, că omul poate să facă un ban. În genere pentru toate satele, care sunt în raionul Râșcani. Cu toate că sunt mai multe, la Soroca tot este, la Bălț este. Deci, nu știu. De lapte? Da. Asta a fost 404. În general variază, 450 până la 500. Câte litri? Cât costă litri de lapte? La grăsimea de 35 și 375. Da. Variază de, în dependență de grăsimea. Mulgem vaca, punem laptele în bănci, iată-l, în bănci, se prinde. Luăm smântâna de pe dânsul, punem în căldăruș, înceavim, și șleagul scoțem, ea că am pus la scop, expel. Ați pus laptele acolo, da? Da, și șleagul. Ea că am pus aici și șleagul, am ușit o tornă în străcătoare, expel. E gata. E o tornă în străcătoare, expel. Și aici pun altele. Ia ca ce, că prinesc fiente, am noroc că prinesc fiente. N-avem unii. N-avem unii, faci o capiecă n-au. Ia ca nia băietul a plecat tăt la Moscova. Ia ca e fata, e ginerile și nepotul, îs la Moscova. Da? Îs la Moscova duși. Dă unii să lucreze dacă n-au unii lucra. La unii face o capeică, nu nicăieși, ce să lucrează, la ce? La livada asta, că este aici o livadă și lucrează aici, iar am ușit-o strâns mierele și gata să o găte lucru. Da, să o găte lucru, altă parte n-avem nicăieri, unii face o capeică. N-au unii, săraci, tineri, șerți și n-au unii face o capeică. Dar nu le ajunge ei, și scudeze, Siroja, nu le ajunge lor în buzunar. Nu le ajunge sfurii. Miliarde le dau în buzunar. Miliarde euro pe televizor. Ori spun mișiuni și aiește, tăiați. Băi, mișiuni și zbândiți bândiților. Țara asta e furat pe un capăt, așa e. Pe un capăt e furat, așa e oruiește. Ia șeva, Siroja, ei nu știu. Dar și mata nu știi, nu auzi televizor. Spune-le. Și nu-i spui cum lucrezi, cum trăiești. Șeți așa iarăi, lunina s-a scuchit, cât ai plătit lunina? 700? Pe și eu ai plătit lunina 700? Eu 400 așa iarăi. Pentru și eu ai? Dar s-o ieftinit, dar până am cât am plătit. S-o ieftinit pieza, spune. Dar luna asta.
Până mă, cât au plătit ei? Aici, da, m-am născut, până în 80. Aici am trăit și apoi m-am însurat și am plecat la Binder. Că am deschis aici un atelier, da, dacă cine se adresează, mă rog, facem cu ce putem, îl ajutăm. Așa, da. Frigidere. Doar frigidere? Da. Mă rog, frigiderele de azi nu se desfac, așa ca cele sovietice. Și apoi le spun defectul și îl iau înapoi, că eu mă gândesc de cât dau bani, îmi cumpăr altul. Și așa. Piepeni se usucă, dar au fost. Nu știu ce, ploaie cred că a fost, ea, că acolo piepeni sunt. Aici e bine, aer curat, muncești. La 5-6 dimineața în ceare și până seara la 9-10, cam așa. În grădină, pe lângă grădină, mă rog, așa e. Asta ce avem noi, cota asta e la lider. El pune grâu, mă rog, primim că ne-a dat, acum au strâns grâu, ne-a dat cât 500 de kilograme de grâu. Nu, deci răsărit și asta, grăunță de porumb, de. Mă rog, așa e. Cât o s-au cotit, cât trebuie. Și satul a rămas pustiu. Așa, au mers 14 ani. Au fost copii mulți, până la 80 de copii. Nu că am lepădat, că nu mai vreau, și ne-am trecut la pământ. Și am luat pământ. Noi vindem, ne-am făcem rasad și vindem rasadul și da, că ne-am depășit să iasă o capiecă, că așa din pod nu iese nimic, că dacă până ce nu munciți, nu. Trei copii, am fișor și două fiici. Fiica ea, că e piște râpă, e și ea, dar e tot e la Moscova, și nu e la Moscova, dar la Samara. Acolo s-a dus el și pe urmă și fata mai mică, care la droche. Și acolo s-a restabilit. Au apartamente, trei cămini, am fost libini, asta... Și fiul tot. Au avut tractor, au cumpărat tractor, au avut pământ și au pus cartofi. Tot ei, el se duce la Moscova ca să acopere cheltuieli, că gândesc cineva cu pământul. Știți când omul de anul satul de muncă asta și de opinteală și de astea, de-am studiază și de astea și... Nici sunt mulți case pustii și nu vine nici n-are cine le cumpăra, cu toți se duc. Până s-a dat unul și altul și tot așa. Mă ține satul în care m-a născut atâta mai tare, dar e foarte bine. Nici nu ne-am închipuit, am fost iarna și nici nu ne-am închipuit că așa e frumusață. Dar nu pot. Eu aici m-am născut, copiii cu alor probleme, noi suntem maturi, noi avem altele, am urții rău, așa, ce scolp cineva, așa, dar aici nu ne știi ce facem. Ce să facem? Nu. Dar încă nu știi, viața e înainte.